Bun găsit, stimați spectatori! Iată, vom vorbi astăzi despre curățenie, pentru că ea este cea care ne dă și sănătatea de rigoare în fiecare zi. Vom vorbi cu directorul de la punctul de lucru al firmei de salubrizare a orașului nostru Târgu Jiu, domnul Luis Popa. Bine ați venit în emisiunea noastră și aș vrea să vă întreb, departe de a fi așa o întrebare care să vă perie, cum reușiți totuși să aveți un oraș curat? Pentru că în foarte multe din România, se știe, sunt orașe pline de câini vagabonzi, tocmai pentru că nu se ridică gunoiul la timp. În primul rând vreau să vă mulțumesc de invitație. În al doilea rând mă bucur că am reușit în sfârșit să ne vedem, deoarece știm foarte bine că încercăm să facem această emisiune, dar având în vedere că eu aleg mai multe părți din țară, sunt mai greu de găsit la birou. Da, aveți perfect dreptate. Noi avem un oraș curat, un oraș cu care trebuie să ne mândrim și în același timp trebuie să ne mândrim de faptul că în acest oraș se ridică gunoiul la timp. Dar ce dacă să facem comparație cu alte orașe și chiar am văzut la vecinii noștri de la Severin, au ajuns în imposibilitatea să mănânce deșeurile datorită faptul că oamenii nu-și plătesc acest serviciu. Noi am încercat să venim tot timpul în întâmpinarea oamenilor, să îmbunătățim serviciul de salubrizare, să aducem lucruri noi, care chiar și pentru țara noastră reprezintă ceva, aici mă refer la cele platforme subterane, și totodată încercăm să răspundem cât se poate de prompt oricăror sesizări venite din partea cetățenilor. Pentru că tot ați adus în discuție un oraș din Oltenia, aici aproape Drobeta, Turnul Severin, chiar sunt 40 de asociații de proprietari acolo care nu și-au plătit gunoiul și cifra se ridică undeva la 14 miliarde. Mă gândeam când am citit și această informație de ce s-a ajuns aici, de ce trebuie lăsată o asociație de locatari să strângă atâtea datorii până la urmă, care pe de o parte afectează firma de salubrizare, pe de altă parte pune în pericol sănătatea locatarului, pentru că sunteți puși, constrânși de împrejurări să nu le mai ridicați. Bun, aici pot deveni puțin de la subiect, pot să le iau într-un fel la părerea colegilor de la Severin, pe de o parte. Da, noi de multe ori ne vedem puși în situația să nu ne putem recupera banii de la asociații, în sensul că omul se duce și plătește datoria poate către administrator, dar administratorul consideră că sunt alți furnizori mult mai importanți decât deșeurile menajere, decât prestarea serviciului de salubrizare. Pe de altă parte, noi încă nu am apelat la această variantă să numărăm deșeuri. Noi mergem pe varianta să dăm o asociație de proprietari în judecată, să obținem o hotărâre definitivă și revocabilă, după care să punem în executare. Mai nou am găsit și alte soluții să ne recuperăm aceste datorii, deoarece și la noi, la nivelul municipiului Târgu Jiu, vorbim de aproximativ 19 miliarde, deci mult mai mult decât au alți colegi din țară. Ne îndreptăm direct către proprietarul apartamentului sau găsim alte variante în așa fel încât să ne recuperăm banii. Dar dacă vrem să avem un oraș curat, ar trebui și acești oameni să înțeleagă că și prestarea serviciului de salubrizare trebuie plătită, deoarece mașina vine în cartier, am colegi care ne spun că își pun ceasul după mașina de salubrizare și atâta timp cât dumnealor poți să-și pune ceasul după mașina noastră, ar trebui și noi să ne punem ceasul după facturile pe care le plătesc dumnealor către noi. Ar trebui să le plătească. Aș vrea să vă întreb dacă aveți dificultăți mari aici. Sunt multe asociații de proprietari în Târgu Jiu care, iată, sunt mai leneșe, să spun așa, la plătirea datoriilor? Da, avem și noi destule asociații care sunt mai leneșe din punct de vedere al plătirii datoriilor. Pe de altă parte, avem asociații în momentul în care mergem să ne încasăm serviciul de salubrizare, invocă faptul că nu au bani, dar în momentul respectiv și încasează salariile și vedem cum scot bani din casărie pentru a-și lua salariile, iar noi în momentul când le spunem, domne, și noi avem salariați care trebuie plătiți, încep să râdă și ne spun să-i căutăm în altă zi. Dar încercăm încă o dată să repet, să remediem aceste probleme. Dar am spus-o și voi spune tot timpul. Atâta timp când noi oamenii nu tratăm acest oraș precum propriul apartament, precum propria gospodărie. Deoarece știm foarte bine, în fiecare casă ne place să avem curățenie. Dacă ni se strică ceva la ușă, imediat reparăm. Dacă avem impresia că țeava de la baie nu funcționează cum trebuie, chemăm un instalator care să se ocupe de această problemă. Așa trebuie tratat și acest oraș. Atâta timp cât colegii de la cealaltă firmă care se ocupă de măturatul stradal, colegii din primăria, administrația publică locală, împreună cu firma de salubrizare, pun mână de la mână fiecare zi să muncească și să ridice acest oraș și să ne mântuim cu el, ar trebui și oamenii să respecte munca altora. Voiam să vă mai întreb și despre quantum. Este o plată mare, o plată pe care nu și-o poate permite locatarul sau de ce se ajunge aici uneori? Din punctul meu de vedere, mai există și rea voință. Nu știu dacă aproximativ 5 lei pe lună de persoană este o sumă foarte mare, în condițiile în care pachetul de țigări costă de 3 ori mai mult. Pe de altă parte, mașina vine de 3 ori pe zi în fiecare cartier.
din punctul meu de vedere, nu este o sumă foarte mare. Dar așa ne-am învățat noi, în general, să încercăm să fentăm pe cei de lângă noi și dacă putem să ducem o scadență a unei facturi cât mai departe, atunci mergem pe această variantă. Să fie oare și chiriașii unul din motivele problemă ale acestui fapt? Și vă întreb asta pentru că sunt foarte mulți din orașele colaterale Târgu Jiului care vin aici, vin la muncă, vin la studii și automat, bineînțeles că nu e ca un proprietar chiriașul. Mai lasă plata pe altă dată. Nu, din punctul meu de vedere, n-ar fi asta o mare problemă. Marea problemă o reprezentăm chiar noi, oamenii care sunt la bloc. Și asta vă spun și de ce. În fiecare lună mergem să ne plătim asociația. Dar niciodată nu întrebăm administratorul ce face cu acei bani. Niciodată nu întrebăm administratorul dacă își achită furnizorii la timp. Câteodată nu-l mai găsim, îl găsim la știri, ați văzut? Da, îl găsim la știri că ne-a plecat cu banii din caserie. Și atunci, când ne vine furnizorul și ne pune pe ușă o executare, prin executarea acelei debii sau se taie apa sau, Doamne ferește, nu se ridică gunoiul, abia atunci ne sesizăm. Mergem peste administrator și poate găsim pe ușa respectivului, am plecat în concediu. Cât durează acel concediu, nimeni nu știe. Da, este adevărat și asta. Haideți să vorbim puțin despre deșeurile selective. Au fost cam greu introduse în România, termenul, noțiunea aceasta, dar cu toate astea ați reușit prin, să spun eu, insistență de câțiva să faceți acest lucru. Românii și mai ales gorjenii să reușească să-și selecteze gunoiul în așa fel încât și reciclarea să fie una de scurtă durată. În primul rând trebuie să știm de unde am plecat. Știm foarte bine că în urmă cu 7 ani de zile în municipiul Târgu Jiu nu prea aveam termen de deșeu selectiv. Am început cu acel program pilot, mă refer la 20 de clopote de 1,1 metri cub și 40 de euro contane de 1,1 metri cub puși în diferite zone ale orașului. În cei 7 ani de zile am încercat să ne axăm pe mai multe segmente, adică am mers în unitățile de învățământ pentru a învăța copiii ce înseamnă deșeu și cum să aruncă acest deșeu. Am mers în unitățile ale statului, instituțiile publice, unde le-am dotat cu contane de selectivă. Pe urmă am mers din poartă în poartă prin celebrul sac galben pentru a le explica oamenilor de la casă că și ei au posibilitatea să arunce deșeurile selectiv. Pe urmă, încă o dată subliniez acest lucru, am mers în cartierele din Târgu Jiu unde am pus acei clopoți de 2,2 metri cubi. Practic am încercat să atingem toate țintele din acest oraș pentru a obține rezultate dorite. Drept dovadă că dacă în urmă cu aproximativ 7 ani, nu știu dacă reușeam să strângem din Târgu Jiu, mă refer pe un an de zile calendaristic, aproximativ 10 tone de deșeu, anul trecut am reușit să strângem 400 de tone. Iar anul acesta sperăm ca această cantitate să crească cu cel puțin 200-300 de tone. Aș vrea să vorbim puțin despre aceste lucruri reciclate, de care unora le e teamă. Pentru că ați văzut celebrii papuși de plastic, se auzise că, vai, sunt din deșeuri reciclabile și ce ne facem dacă îi purtăm, ce chimicale asimilează organismul. Ei, lucrurile s-au dovedit a nu fi chiar așa și până la urmă din produsele pe care le reciclați, să obțineți altele care sunt și utile și nu dăunătoare organismului. Păi nu, haideți să ne gândim că noi strângem maculatura și cartonul din oraș. Această hârtie ajunge la anumite centre din țară, dumnealor acolo le tratează și practic putem salva o pădure. De aceea știm foarte bine că la nivelul țării s-au tăiat păduri fără nicio problemă. Masiv și se taie. Da, și la anumite zone ale țării am uitat să le și punem la loc. Dar vedeți, în momentul în care noi strângem această hârtie, ea poate fi refolosită și poate fi folosită pentru caiete, cărți sau alte lucruri de birotică. Știu că la o emisiune anterioară îmi spuneați că dumneavoastră reciclați diverse lucruri din care faceți inclusiv umerașe, chiar suna... Da, avem, de exemplu, din peturile care le strângem pe depozit sau din oraș și le ducem în țară la diferiți furnizori, dumnealor acolo obțin din aceste sticle fulgi, din acei fulgi se găsesc acele pahare de plastic, lingurițe de plastic, umerașe, deci orice poate fi refolosit. Dar ce spuneați dumneavoastră că sunt oameni care spun că acei papuși de plastic care dăunează sănătății, așa ne place nouă. Întâi să privim negativ, după ce privim negativ și căutăm nod în papură la orice apare nou, ne dăm seama că greșim și începem să ne revenim pe calea cea bună.
Dar încet, încet, încă o dată. Da, păi e primul impact. Când mi-a spus să facem pahară de plastic, știți la ce m-am gândit? Vai, ia uite ce beau. Face pulci din peturile reciclabile și o beau repede. Da. Cu siguranță sunt diverse temperaturi termice care... Corect. Și aceste, deci orice poate fi refolosit. Dar de ce am spus acest lucru și voi sublinia? Totul depinde de educația noastră. Atât cât vrem să avem un mediu curat. Știm foarte bine, sâmbătă, duminică mergem la grătar și ne place ca în zona în care mergem să fie curățenie. Când mergem cu mașina să ajungem la locul unde vom pregăti grătarul și vedem pe marginea drumului deșeuri aruncate, spunem ce urât este aici. Dar când ne ducem la grătar și plecăm spre casă, de multe ori chiar noi uităm să ne luăm acele deșeuri. Atât timp cât ne dorim să trăim într-un mediu curat, atât timp cât vrem ca copiii noștri să beneficieze de un loc de joacă adecvat și nu plin de deșeuri, atunci va trebui să ne educăm pe noi ca persoane. De multe ori așteptăm să vină primăria să ne facă curățenie. De multe ori așteptăm să vină firma de salubrizare să ridice deșeurile la timp, lucru care se și face. Așteptăm să vină colegii de la firma de salubrizare care se ocupă de partea de maturat stradal să ne măture în fața blocului. Dar niciodată nu ne-am pus întrebarea. Noi ce facem pentru zona în care trăim? Noi ce facem pentru blocul în care locuim? Noi ce facem pentru scara pe care stăm? Ați subliniat acest cuvânt educație și e foarte important, exact cum spuneați, să pleci chiar poate din grădinițe cu implementarea acestor norme civice de bun simț și de educație la cei mici. Cum răspund ei? Aveți un feedback de la cei mici, având în vedere că aveți parteneriate cu școlile? Noi avem parteneriate cu multe școli din Târgu Jiu și chiar din județ. Aducem copii și ne axăm foarte mult pe copii din clasele primare 1-4, vin la depozitul ecologic și, spre surprinderea noastră plăcută, probabil fiind învățați la școală, știu să arunce deșeurile pe categorii. Pentru noi acești copii sunt mici învățători, mici profesori pentru părinții de acasă, deoarece suntem siguri că în momentul în care merg acasă, fericiți de ce au văzut în acest depozit sau de modul cum funcționează salubrizarea, acasă, cel puțin o săptămână, o să le povestească părinților zi de zi ce au făcut ei la un depozit ecologic. Și am să vă dau un exemplu. Chiar într-o zi când plecam de la bloc, erau aceste plafume subterane, inclusiv în cartierul în care locuiesc. Era un băiat, cred că avea vreo 7 ani împreună cu mama, și a stat lângă mașina de salubrizare, rugându-și șoferul, inclusiv pe mine fiind acolo în apropiere, să lăsăm să vadă și el cum să ridică acea platformă, să apese și pe butonul de la mașină, și era foarte încântat. În momentul în care a plecat cu părintele lângă această platformă, eu am mers puțin în spatele lor și era atât de încântat încât cred că părintele s-a și plictisit la un moment dat de cât i-a povestit că a făcut el cu acea... Cine știe, peste ani o să vrea să lucreze aici. Am avut astfel de copii care în momentul în care i-am întrebat ce vor să fie peste ani, spuneau șofer la salubrizare. Da, iată, fiecare plăcându-le... meserie își are secretul și frumusețea. Plăcându-le mașina de salubrizare, mai ales băieții. Cât de reticenți sunt românii vis-a-vis de celelalte popoare civilizate, vestice? Vă întreb asta pentru că vorbeam de picnic și știm cu toții cum arată un parc dincolo de granițele României, câte amendă ei dacă arunci pe jos o hârtie la întâmplare. Iar aici a trebuit să fie știri, să fie reportaje, să fie anunțuri și emisiuni televizate, să-i faceți pe oameni inclusiv acest lucru, să arunci selectiv. Și cred că Hunedoara a fost printre primele pilot din țară, dacă mai mi-amintesc eu bine. Sincer, nu știu cine, probabil dumnealor au fost, dar ține încă o dată repede, foarte mult de educație. De multe ori mergem în străinătate și vedem acolo mașini de gunoi frumoase. Vedem platforme subterane care ne impresionează. Vedem pupele de gunoi și de multe ori ne întrebăm, bun, la noi când se face așa ceva? În momentul în care se implementează și la noi așa ceva, apar acei cârcotași care găsesc not în papură să spună ce ne trebuia nouă așa ceva. Apar... ca la români, nu? Da, nu fac eu să nu facă nici altul. Corect. Pe urmă apar ceilalți cârcotași care spun, bun, primăria trebuie să vină să-mi ia gunoiul gratis, nu trebuie să plătesc pentru acest serviciu. Noi tot timpul găsim nud în papură la ce se întâmplă nou în orașul în care trăim. Dar uităm că poate cu o săptămână, două, trei înainte. Bine, acum cine își permite, știi și foarte bine situația economică, a plecat în afară și a văzut acolo lucrurile care se fac acolo, ziceam, domnule, la noi când se întâmplă așa ceva? Dar cred că vine și cu altă mentalitate, că m-am uitat la cei care vin și își cumpără proprietăți și am eu inclusiv un bloc câțiva și se vede parcă diferența, vine cu altă viziune. Da, pentru că acolo, exact cum a spus dumneavoastră, acolo în momentul în care greșești, imediat primești un proces verbal și pe acel proces verbal este trecută o sumă destul de mare. Bine, și la noi în țară sunt amenzile destul de mari, dar acum
cu toate că nu ar trebui să spun lucrul acesta, eu nu sunt prea sunt de acord cu amenzile. În prima fază faci programe de conștientizare, după ce faci aceste programe de conștientizare și vezi că oamenii nu se încadrează și nu vor să respecte ce au învățat, le dai un avertisment și abia după ce primesc acest avertisment, trebuie să le dai amenzi. Și tot timpul dau exemplu șoferul. În momentul în care eu, și eu sunt șofer, mă urc la volanul mașinii, îmi pun centura de siguranță. Poate în momentul respectiv nu mă gândesc că acea centură de siguranță îmi salvează viața în momentul în care, Doamne ferește, fac un accident. Tot timpul mă gândesc că poate după prima curbă sau în prima localitate este un om de la poliția rutieră care mă trage pe dreapta și îmi dă o amendă care este destul de mare, mai ales acum cu de la 1 iulie când a crescut și punctul de amendă. Vedeți? Tot, poate și subconștientul meu mă gândesc la acea amendă, dar nu mă gândesc că poate acea amendă face și bine. Da, până la urmă e viața noastră. Mă gândeam acum în timp ce vorbeați că sunteți unul dintre tinerii directori ai unei firme din oraș. E mai greu un tânăr să se impună, să impună respect și dumneavoastră totuși faceți lucrul ăsta de ani de zile și ați reușit să vă impuneți în sensul bun în oraș. Cât de greu vă este să faceți asta? La început, să vă spun sincer, mi-a fost greu, deoarece în momentul în care am fost numit director la această firmă, aveam 23 ani spre 24. 24 de ani nu erau bine împliniți. Da, da, da. Și multă lume... Când era mai frumos la club decât da. Aici, și să mult... ai în subordine. Corect. Și multă lume nu dădea nicio șansă. Zicea, cum va răspunde un tânăr de 24 ani de salvizat unui oraș? Totuși vorbim de un oraș care are aproximativ 100 de locuitori. De idei preconcepute, corect. Da. Dar pentru mine aceste vorbe au fost o motivație și m-au determinat să demonstrez celor care aveau un semn de întrebare asupra activității mele că se înșeală. Drept dovadă că dacă în urmă cu 7 ani mă ocupam doar de județul Gorj, acum mai răspund de județul Telorman și o parte din comercialul din Arad. Este greu să te adaptezi și spun asta pentru că poate puțin din telespectatorii noștri știu că Luis Popa scrie și scrie frumos, a publicat o carte. Luis Popa a fost și el ziarist la un moment dat, dar iată că anii au demonstrat că e mai bun și mult mai bun aici, la acest birou. Și acea perioadă când am fost și am lucrat în presă m-a ajutat foarte mult ceea ce înseamnă activitatea de zi cu zi, deoarece mi-a dat posibilitatea să văd cum să lucrez cu presa, deoarece știm foarte bine că în momentul în care lucrezi în presă și îți pregătești dimineața un material și la ora 10 suni directorul și nu răspunde la telefon, că am dat toate planurile peste cap. Practic, acea perioadă m-a învățat cum să lucrez cu presa. În același timp, acea perioadă m-a învățat cum să-mi strâng informațiile, deoarece tot timpul în momentul în care mergi să negociezi un contract sau să discuți cu o persoană, este bine să ai o informație și să știi cum să discuți cu respectiva persoană. Practic, fiecare etapă a vieții te învață ceea ce trebuie să faci și îți dirigează pașii. Bine, acum dacă știi să profiți de aceste oportunități. De oportunități. Deci fiecare perioadă te învață, inclusiv ce a zis dumneavoastră de partea de poezie. Acest serviciu mă ajută foarte mult, deoarece intru în contact cu foarte multă lume, ascult, îmi place momentul în care cunosc oamenii noi, nu doar să discut afaceri sau contracte, îmi place să cunosc și povești de viață, iar dacă omul are o poveste de viață frumoasă, deoarece fiecare dintre noi suntem o poveste, îmi place să transpun în versuri. Foarte frumos. O să facem noi o emisiune cu și despre poezie, pentru plăcere. Că e tare frumoasă cartea. Eu cel puțin am citit-o. Aș vrea acum să ne vorbiți cât de greu este unei firme într-o economie de piață care, iată, mai șchiopătează. Nu sunt lucrurile așa cum ne-am dorit să fie. Vă întreb, reușiți să vă mențineți și personalul și toate celelalte servicii la capacitate maximă, pentru că orașul acesta cere acest lucru? Este greu, mai ales că noi în ultimii 7 ani de zile nu mai suntem doar în municipiul Târgu Jiu, ne-am extins și în județ, drept dovadă că am semnat un contract de concesiune cu primăria Bumbejiu. Mai nou am reușit să semnăm un contract și cu primăria Negomir. Practic, nu mai vorbim doar de orașul Târgu Jiu, vorbim și de alte localități din județul Gorj. Dar, din punct de vedere al meu și poate mă înșel, ăsta este rolul unui manager, unui director, să știe să-și pune pe hârtie problemele, după care să încerce să le rezolve pe fiecare separat, în așa fel încât în momentul în care trage linie, acele probleme să fie rezolvate și totul să decurgă normal. Dar pe de altă parte, în rezolvarea problemelor care noi le avem la această firmă, m-au ajutat foarte mult și beneficiarii serviciului de salvizare. Și am să spun de ce m-au ajutat, deoarece noi la departamentul comercial avem un chestionar pe care oamenii pot să vină să-l completeze, iar din acele chestionare am putut să-mi fac anumite idei care să le urmez în activitatea mea de zi cu zi. Da, foarte interesant. Cu cine colaborați și cât de utile sunt aceste colaborări pe plan local? Colaborăm cu toate instituțiile. Aici mă refer cu primăria municipiului Târgu Jiu, cu colegii de la poliția locală, cu garda de mediu, cu agenția de mediu. Încă o dată vreau să spun faptul că atâta timp când nu lucrăm împreună și nu avem fiecare aceeași gândire, nu putem avea un oraș frumos. Dar în același timp,
cu toate că mă repet, dar îmi place să mă repet și sper să nu deranjez pe cei care ne privesc acum, degeaba aceste instituții vor să trăim într-un mediu curat, când noi ca oameni ieșim din scara blocului și aruncăm deșeurile unde ne vine nouă mai bine. Aveți în perioada imediat următoare și alte viziuni a implementa acest lucru vis-a-vis de alte servicii, și nu mă refer aici numai la școli, pentru că educație, până la urmă, pot spune că și eu mă educ și mă autoeduc până când nu voi mai fi. Dar probabil vreți să vă autoeducați. Da, asta e important să vrem. Da, eu încerc și până la urmă în meseria noastră chiar și reușim, pentru că fiecare emisiune, fiecare subiect vine cu noutăți, cu oportunități. Vreau să subliniez puțin ce a spus dumneavoastră, că vă autoeducați singură. În vocabularul meu nu există nu vreau și nu pot. Da, e motivant acest lucru și demn de urmat până la urmă. Asta vreau să vă întreb. Merge să mai educăm și la o altă etapă a vârstei, nu numai la pe cei mici? Omul cât trăiește învață. Poate să învețe de la vecinul de lângă el, poate să învețe de la rude, de la familie, poate să învețe de la copil. Dar, în primul rând, trebuie să eliminăm din vocabularul nostru nu pot și nu vreau. Da, este important acest lucru. ESAT este nu numai în Târgu Jiu, ci și în toate localitățile Gorjului. Ne vedem și în Mehedin, și în Dol, și în Vâlcea. Și vreau să vă întreb, aici, cum se colectează gunoiul? Pentru că se știe, cam tot gunoiul din județ, tot aici ajunge. Da, nu, pot să vă spun că din punct de vedere a firmei de salubrizare, noi pe lângă municipiul Târgu Jiu mai avem încă 7 localități. Aici mă refer la Bumbejiu plus încă 6 comune, da? Ultima localitate pe care am reușit să încheiem, cu care am reușit să încheiem contract este localitatea Negomir. Practic, încet, încet ne-am extins și în județ. În localități în care noi nu ne desfășurăm activitatea, acolo este firme de locale de salubrizare, dumnealor strâng deșeurile pe plan local și le aduc la depozitul ecologic la Târgu Jiu. Aș vrea să vorbim puțin despre albiile de râu. Știu că nu vă aparțin dumneavoastră, dar totuși este un semnal de alarmă, pentru că până la urmă noi toți în orașe de aici bem apă, se știe. Atunci când nu cumpărăm de la market apa plată, o bem de la robinet. Mehedințiul bea apă din Dunăre. Se știe, se cunoaște, n-au găsit posibilități financiare să facă altceva decât acest lucru. Asta este. Dar sunt multe râuri care strâng și aduc cu ele peturi și alte mizerii. Cum militați pentru, știu eu, un județ curat? Acum ca un spirit de glumă, nu știu dacă putem numi glumă. Ce vedeți, e devină natura când loc da, să... Da, da, dacă ia peturile care le aruncă... Da, e devină natura. Păi nu, ar trebui să vorbim cu natura să facă și a contract cu o firmă de salubrizare, da, ca acea firmă de salubrizare să vină să ridice... Aveți dreptate aici, trebuie să recunosc, da? Da. Ce putem spune? Încă o dată revenim la educație. Da, ați avut râuri? Nu, am avut astfel de campanii împreună, dau exemplu acum cu primăria Târgu Jiu, pe albia râului Jiu, sau cu cei de la Bumbejiu când am mers pe defilor și știm că este o zonă superbă, dar plină de deșeuri. Am avut astfel de campanii și încă o dată am luat cu noi copii. Dar acei copii, în momentul în care au văzut ce este acolo și au mers acasă, probabil le-au spus și părinților ce au făcut în ziua respectivă. Noi punem încă o dată, mă repet, baza pe educație. De la educație pornește tot. Dar încă o dată ar trebui să facem o întâlnire cu natura și natura să facă contract cu o firmă de salubrizare. Cu doamne, doamne, apoi și tot așa. Tot așa. Sunteți în parteneriat, aveți proiecte cu alte instituții non-guvernamentale, cu ONG-uri, da, care militează pentru acest lucru? Da, avem parteneriate cu ONG-uri, am avut parteneriate chiar și cu studenții prin care mergeam în diferite zone și ale orașului și ale județului să ecologizăm respectivele zone. Și pe de altă parte, spre dezamăgirea și a noastră și a lor, la o săptămână era la fel. Da, asta e cel mai trist lucru de care putem vorbi și până la urmă nu putem decât vorbi, că educația se face acolo, în sufletul tău, trebuie să te convins că trebuie să faci asta. Acum să nu fiu puțin răutăcios, depinde foarte mult de administrații publice locale din acele zone, cum se implică. Avem foarte bine și se știe foarte bine zone în județ unde administrații locale se implică și se organizează pentru a avea servicii de salubrizare de calitate, dar încă mai sunt și zone unde se mai poate lucra. Haideți să vorbim puțin despre modernizarea dumneavoastră ca firmă. Sunteți undeva mai departe de oraș, ceea ce e normal. Ați, de la an la an, ați mers spre performanță și vis-a-vis de acest aspect în ceea ce privește firma? Păi nu, în primul rând, chiar acum avem acest proiect al nostru, Platforme Subterane. Suntem printre primele orașe din România.
În România mai sunt 5 astfel de zone în care s-au pus plafoane subterane. Și acolo sunteți tot dumneavoastră, nu, da? Nu. Noi suntem decât în Târgu Jiu, în Mangalia și mai nou în Bumbejiu. Inclusiv administrația publică din Bumbejiu vrea să aibă plafoane subterane. Da, interesant. Am făcut deja un pas important. Este o investiție care se cheamă la aproximativ 700.000 de euro la nivelul municipiului Târgu Jiu și la aproximativ 130.000 de euro în Bumbejiu. Practic, vedeți, nu mai mergem pe lângă containere și ne deranjează mirosul emanat de acestea, nu mai vedem acei câini care își caută hrană de zi cu zi în aceste containere, nu mai vedem acei oameni care își duc traiul la fel. Da, la asta mă gândeam acum că cu cât ridici nivelul de trai într-o poți localitate... Poți să elimini anumite aspecte negative din acea localitate. Asta una la mână. Doi la mână poți miza pe un spor mai mare, pentru că se zice că este acest turism rural și urban. Pleacă lumea de la oraș, de la sat la oraș, dar te întreb de ce. Ia că... Nu, important este să oferi servicii de calitate celor care beneficiază de aceste servicii, dar în același timp și cei care beneficiază de aceste servicii ar trebui să se gândească că noi nu, ca să vorbim puțin poetic, și acest spectacol la care dumneavoastră participă are un bilet, iar acest bilet trebuie plătit. Da. Cum vă descurcați cu personalul din dotare? Este suficient? Toate firmele din România, unele nici nu mai există, dar altele au strâns cureaua, cum s-ar spune, ca să meargă treaba. Noi bine. În ultima perioadă și putem chiar discutam zilele trecute cu colegii, în urmă cu 7 ani de zile aveam aproximativ 50 de angajați, iar în prezent am ajuns la aproximativ 100. Practic în 7 ani de zile ne-am dezvoltat. Cu cât luăm o localitate nouă, cu atât să creăm și locuri de muncă. Bine, acum iau cazul Negomirului, unde toată am angajat un om. Este un om, dar acel om am creat un loc de muncă. Iau cazul celor de la Sadu, acolo am creat 3 locuri de muncă. Cazul celor de la Bălteni, acolo am creat 2 locuri de muncă. Practic, în momentul în care noi ne extindem în județ sau ne dezvoltăm activitatea, creăm și locuri de muncă. Și ne bucurăm că acei oameni poate să ducă în fiecare lună acasă un salariu din care să se întrețină familia. Ne-am vorbit deloc de cifre și v-aș întreba dacă noi, gorjenii, suntem consumatori. În câte tone de gunoaie putem să ne raportăm în viața de zi cu zi? Nu, noi în general suntem, nu, și gorjeni, dar suntem și români. Și asta vă spun de ce. Consumăm, între ghimele, consumăm foarte mult. Și dau, ca exemplu, sărbătorile de iarnă sau pascale. Când ne place să mergem la piață, stăm la coadă dimineața până seara să facem cumpărături, mergem acasă și după 2 zile aruncăm totul la tomberon. Dar ne place că avem frigiderul bogat și masa plină de bunătăți. Deci consumator, cum am deci, zis. Deci consumăm. În medie, în Târgu Jiu se produc anual aproximativ 30.000 de tone de deșeuri. Nici nu mi le pot imagina așa, la cum ar arăta. E un volum destul de mare, dar încă o dată, apropo și de educație, inclusiv și eu, aici nu zic de toată lumea, inclusiv și eu, poate acasă împreună cu soția facem cumpărături mai mult decât ar trebui, iar cele cumpărături le aruncăm la deșeuri. Deci, practic, noi trebuie să ne educăm și la modul în care mergem la magazin să cumpărăm. Să fim mai economi un pic, da, e adevărat. Să ne cumpărăm la nemți, că ei chiar sunt, ei nu, a fost, se duc acolo și cumpără cât mănâncă astăzi. Nu neapărat nemți, în general la occidentalii. Eu zic și eu, da, mi-a venit în mine că au fost și cumpără strictul necesar pentru nou a ține frigiderul plin câteva zile cu mâncare care o aruncă pe urmă la gunoi. Dar pe de altă parte, dacă e să facem o analiză, poate în Germania, știu, am un prieten acolo care plătesc în medie undeva la 10-15 euro pe lună de persoană, iar noi plătim aproximativ 1 euro pe lună de persoană. Da, mă uitam spre groapa de gunoi, stimați-le spectatori, și cel mai mult, știți ce văd? Ambalaje! Multe, multe ambalaje și așa sunt ca floricelele, multe, da, multe pentru culori. Că încă mai avem de lucru la partea de selectivă, dar față de acum 7 ani de zile avem un progres, dar se poate și mai bine. Acum va depinde foarte mult și de acțiunile care le-am făcut noi să aibă rezultatul scontat. Este foarte simplu să apăsăm pe telecomandă, ne uităm la ENSAT și vedem că ENSAT-ul promovează aruncarea deșeurilor selectiv. Dacă după ce închidem televizorul, uităm și ne ducem și aruncăm deșeurile tot cum știam noi până atunci. Da, eu cred că ar putea fi și un birou de statistică aici la dumneavoastră, cam ce consumă, cât că... Asta era următoarea întrebare. Dom'le, dacă păi nu e cel mai mult, ce aruncă? Păi nu, haideți să vă spun, acum depinde... Da, noi avem și o astfel de analiză. Știm clar, când vedem o mașină plină de haine, clar, a fost în zona Obrej, unde știm că oamenii de acolo se ocupă foarte mult cu hainele second. Textilele, dacă vedem o mașină plină de... Petul?
PET-ul, cartoane, folie, a, înseamnă că este o mașină venită din zona Pieței Mari sau zona Piața Mică, unde sunt magazine și tot felul de agenții comerciali. Dacă, de, practic am învățat de unde vin și mașinile din oraș și cam ce conțin acele mașini. Și mai am o întrebare care sfidează iarăși educația. Sunt blocuri unde vezi clar că se aruncă gunoiul pe geam, deci nici măcar nu se obosesc să-l ducă la tomberon. Ce faceți? Oamenii dumneavoastră trebuie să muncească în plus să-l ia și de acolo să-l ducă la tomberon? Sau în situațiile astea vorbiți cu administratorii? Nu, acolo am încercat să vorbim cu administratorii. Bine, acum vă referiți la acele blocuri turn unde sunt și acele boxe celebre de gunoi, în care omul, decât să coboare să arunce deșeurile la un container frumos amenajat lângă bloc, preferă să-l arunce de la etaj. Avem și astfel de surprize neplăcute. Chiar au fost situații în care oamenii noștri s-au trezit cu plasa de deșeu în cap, dar încercăm să remediem. Până la urmă ține de cultura fiecăruia și de cât a citit până acum. V-ați realizat așa aproximativ tot ce v-ați propus în orașul acesta? Se poate și mai bine. Orice. Asta ce înseamnă? Ce noutăți mai vrei? Orice se poate și mai bine. Încă nu putem spune, dar oriunde se poate și mai bine. Acum nu trebuie să te mulțumești cu ce ai. În momentul în care te mulțumești cu ce ai, atunci mai poți să evoluezi. Exact cum te-a spus dumneavoastră. Degeaba citesc astăzi o poezie, dacă am impresia că ne-am citit pe toate restul. Haideți să vorbim puțin despre tarife. Ne-ați spus că nu este unul mare comparativ cu cel din Occident. Spuneți-mi dacă primăriile celelalte sunt mulțumite, dacă au reușit să implementeze în localitățile lor acest cuantum. Păi nu, acum noi avem diferite situații. Putem vorbi de primăria Negomir sau primăria Bălteni, unde avem oameni angajați care merg din poartă în poartă să încaseze prestare serviciul de salubrizare. Chiar încă o dată vreau să sublinez acest lucru și sper ca cei din Negomir să mă audă și să înțeleagă acest fenomen. Avem oameni care merg din poartă în poartă în această localitate să încheie contracte de salubrizare și în momentul în care vor vedea oameni la poartă cu ecoson de la firma noastră, să știe că da, trebuie să facă acest contract. În caz contrar, vor trebui să plătească la primărie prestarea serviciului de salubrizare. În această localitate, tariful este 13 lei per gospodărie. Adică mașina vine de 4 ori într-o lună, iar la sfârșitul lunii se taie o chitanță pe această valoare. Din punctul meu de vedere, nu este o sumă foarte mare, în condiții în care pachetul de țigări este 15 lei, sau dacă mergem la anumite baruri din acea localitate, vedem oameni care poate bea și 3-4 beri în ziua respectivă. Da, poate așa le place lor să fie da. Mai veseli. Pe de altă parte, în localitatea Bălteni, la fel, avem două fete angajate din acea localitate, unde, la fel, oamenii plătesc 10 lei pe gospodărie pentru prestarea serviciului de salubrizare. Mergem mai departe, la Bumbești Jiu, unde acolo este 5 lei, aproximativ 5 lei pe lună de persoană. Acolo nu avem preț pe gospodărie, avem preț per persoană. Iar în municipiul Târgu Jiu, și am lăsat din adins la sfârșit municipiul Târgu Jiu, tariful este aproximativ tot la fel, 5 lei pe persoană. Și aș ruga pe această cale, pe cei care stau la bloc și observă la factura de la salubrizare afișată de domnul administrator sau doamna administratoră la blocul dumnealor, să aibă grijă, deoarece am avut situații, și știm foarte bine, când administratorii probabil dimineața când se trezeau și citeau rubrica Oroscop, vedeau acolo. Astăzi o să avem venituri în plus. Se gândeau, ce venituri să facem astăzi în plus? Și ziceau, bun, punem mai mult la salubrizare. Au situații în care erau administratori care puneau 6-7 lei de persoană la acest serviciu. Da, e foarte important și bine că ați spus de salariații dumneavoastră că din poartă în poartă au mai venit și răuvoitori care percepeau diverse taxe, impozite și alții bani și păi nu, oamenii asta vreau se creseau că nu știu cu ei au dat banii. De asta am vrut să subliniez acest aspect. În momentul în care un angajat al firmei de salubrizare vine la poartă și spune, recomandă omului să facă contract și pe urmă vine cu o factură și o chitanță pentru prestarea acestui serviciu, să-l întrebe și de ecoson. Toți angajații noștri au ecoson. În același timp, dacă persoanele respective au dubii asupra omului din fața dumnealor, poate să sune la dispeceratul firmei și să ceară detalii mai multe despre persoana respectivă, ca totul să fie cum trebuie făcut. Dar, încă o dată, vreau să subliniez. În localitatea Negomir, deja am început să încheiem contracte de salubrizare și vrem ca oamenii să fie receptivi.
Da, vorbeați puțin mai devreme de, iată, și proprietari, administratori, pardon, care se trezesc dimineața și pune alt tarif. Știu că pe vremuri, în anii trecuți, dumneavoastră aveați întâlniri aproape lunare, trimestriale. Mai aveți timp și de așa ceva? Mai acum? Facem și astfel de întâlniri. Bine, mare parte, acum trebuie să fiu și sincer, nu fără nicio problemă. Eu merg... poate mai rar la aceste întâlniri, dar avem oamenii la punct de lucru Târgu Jiu care merg la aceste întâlniri. Bine, dacă la o anumită ședință sunt solicitat eu personal și administratorul sau președintele insistă pentru acest lucru, mă duc fără nicio problemă. Pe de altă parte, toți administratorii din Târgu Jiu sau majoritatea au numărul meu de telefon și indiferent de ora la care mă sună. În caz că nu pot să le răspund atunci, în maxim o jumătate de oră îi sună înapoi și încercăm să rezolvăm probleme pe care dumnealor mi le ridică. Ne place să ținem o legătură cu dumnealor. Acum, pe de altă parte, și dumnealor trebuie să fie corecți față de noi, deoarece, bine, nu trebuie să băgăm pe toți în aceeași oală. Sunt și administratorii care își respectă contractul și achită facturile la timp. Dar eu mă refer la cei administratori care... pot să fac și iar o glumă, ne-au ajutat și la creșterea natalității în municipiul Târgu Jiu și am să vă spun și de ce. Am avut acele campanii când efectiv am descoperit administratul care nu declara numărul real de persoane. Adică în fișa de cheltuieli aveau aproximativ 1000 de persoane, iar nu o declarau 700. Restul de 300 de persoane practic nu existau. În momentul în care am început acele acțiuni pentru a descoperi aceste nereguli, am constatat că natalitatea în Târgu Jiu a crescut foarte mult, aproximativ 150. Brusc, așa, de aproximativ 150 de nașteri pe zi. Puteam să intrăm la nivel național fără nicio problemă. În cartea recordurilor. Da, cu atâtea nașteri pe zi. Dar sunt situații care oamenii probabil au vrut să ne testeze vigilența. Dar dumneavoastră au înțeles că eu, mergând în teren și văzând aceste lucruri, tot timpul am încercat să le rezolv. Avem o echipă care merge pe teren pentru a identifica acești administratori care, acum vorbind la modul foarte serios, ne păcălesc la numărul de persoane sau în funcție la tarifă. Păi și aia mai rămân administratorul? Întrebare de exact ce am spus la începutul emisiunii. Nu sunt de vină ei. Sunt de vină oamenii care fac parte de acea asociație, că îi tolerează și până la urmă eu am un lucru. Eu lucrez la o firmă privată și am un salariu pe care îl primesc lună de lună. Iar patronii mă verifică lună de lună să vă dată și ușor activitatea directorului de la Constanța. Așa și noi poate ar trebui să fim puțin mai responsabili și să verificăm acel administrator sau președinte, deoarece în calculul care îl face dumnealui în fiecare lună, acolo este o rubrică, salariu. Da. Care acel salariu trebuie justificat, deoarece fac pariu. Sunt sigur de acest lucru că fiecare dintre noi unde avem locul de muncă răspundem pentru salariul care îl luăm. Este adevărat și asta. Știu că tot în anii trecuți mai aveați o problemă, aceea că de multe ori mașinile dumneavoastră ajungeau în punctele de colectare și aproape că nu puteau să treacă. Îți trebuia o alarmă ca să te faci auzit și alte mașini să se dea la o parte ca tu să poți să ridici gunoiul. Mai avem și astfel de situații și exact ce a spus dumneavoastră, vreau să subliniez un aspect bine. Acolo încă o dată subliniez și poate să-mi dur lipsă de bună creștere. Am avut o astfel de situație în spate la Casa de Cultură, unde muncitorii împreună cu șoferul, până la urmă s-a dus și șeful de la stabilizare acolo să vadă pe ce este vorba, se chinuiau să găsească proprietarul unei mașini care ne blocase punctul de colectare. Au mers pe la fiecare scară, dar la un moment dat apare un tip mai bine făcut de la o terasă, după ce ne-a văzut că ne-a chinuit o jumătate de oră, să ne întrebe dacă ne deranjează mașina cu ceva. Un mace de ăsta tatuat. Da, dar probabil dumnealui așa a considerat să trateze acest subiect. Bun, acum unde avem astfel de situații și mai avem situații, nu mai sunt ca la început, apelăm la colegii de la poliția locală care vin acolo. Dacă este, le ridică mașina și o mută în altă parte, în caz contrar îl depistează pe acel proprietar de mașină și poate să-i dea și o amendă, deoarece împiedică să desfășoare unei activități. Ați reușit să puneți aceste containere în locuri care să vă avantajeze și vă întreb asta pentru că trebuie să semnalez, chiar dacă poate deranjăm pe cineva, că la capitolul parcare se stă destul de rău și în Târgu Jiu și în alte județe. Nu prea ai unde să-ți duci mașina pe trotuare. În momentul în care noi ne hotărâm să punem anumite containere într-o anumită zona orașului, mergem împreună cu colegii de la partea de asociație din cadrul primăriei, mergem împreună cu colegii de la gospodărie comunală, tot din partea primăriei, mergem împreună cu poliția locală și de comun acord cu proprietarii și asociația decidem locul unde vom aplasa containere, astfel încât să nu apară probleme pe viitor, să spună, domnule, pe noi nu ne-ați întrebat sau nu ați luat o decizie împreună cu noi. Am avut și situații în care într-o asociație jumate vreau containerul lângă un gard, cealaltă jumate vreau lângă alt gard, dar până la urmă am găsit soluția de mijloc și am pus între cele două puncte.
Vorbiți-ne despre stilul occidental, stilul modern de, de deșeuri și de colectare, pentru că bănuiesc că și dumneavoastră ați ieșit destul de frecvent, grație meseriei, dincolo de granițele țării, unde totul este altfel de mult, nu de acum câțiva ani. Cei din Occident au învățat în ultimii zeci de ani despre modul în care se ridică deșeurile. Noi, abia de când am intrat în Uniunea Europeană, am început să învățăm și noi efectiv ce înseamnă ridicarea deșeurilor menajere. Tot timpul, încă o dată, repet ce am spus la începutul emisiunii. Mergem în afară și vedem mașini frumoase. La noi, când se fac? Se fac și la noi. Sau am avut surprize acum să mergem în afară, să vedem depozite ecologice, să spunem, domnule, la noi se aruncă gunoaiele pe marginea apei. Când se face la noi depozit ecologic? Bun, uitați, s-a făcut și în Gorj un depozit ecologic. Suntem printre primele județe din România care au avut un astfel de depozit. Când s-a dat drumul la acest depozit și au început să perceapă anumite tarife pentru tona de deșeu, ne-am dat seama, nu, era mai bine pe marginea apei. Tot timpul... Pe care tot noi o bem. Deci, practic, inclusiv cu acest depozit ecologic, suntem în fața multor județe din România și ar trebui să ne mândrim cu acest lucru. Încă o întrebare, mă gândeam acum, știți că sunt acele containere pe la nemți și erau de după 1989, cred, unde se colecta selectiv încălțăminte, îmbrăcăminte, deci marfa până să fie reciclată mai putea primi un preț bun. Se poate face și la noi sau atâta vreme cât nu se colectează încă atât de... sau românii nu-și aruncă hainele cât de cât... Se poate face și la noi fără nicio problemă, dar noi înainte de toate trebuie să învățăm un lucru. Să scoatem deșeurile în fața porții. Atâta când nu învățăm să scoatem deșeurile în fața porții, nu putem avea pretenții să învățăm să facem selectiv. Haideți să o luăm încet, încet. Exact cum am mai spus-o de multe ori, încetul cu încetul se învață alfabetul. Așa și încetul cu încetul se învață salubrizare. Mă gândeam că automat cetățeanul mai își primește un ban din cel pe care l-a dat pe un produs intermediar care nu ajunge încă la reciclare. Iată, este într-o stare bună, poate fi vândut și obține bani mai bine. Acele secând, probabil vă referiți, care nemții știu să facă bani din orice. Nu, noi acum revenim ca oraște să ne mândrim. Avem un depozit ecologic, avem platforme subterane, avem implementat un sistem de selectivă în multe zone ale orașului, de fapt în toate zonele orașului. Suntem cu mult înaintea altor orașe din România și ar trebui să ne mândrim cu acest lucru. Dar vedeți, administrația publică locală și-a dorit acest lucru, iar firma de salubrizare a implementat aceste aspecte. Totuși este și un oraș care căruia îi lipsesc câinii vagabonzi, mai sunt ei pe aici, pe acolo, dar nu ca în alte județe și nu mai amintesc cazul băiețelului, că nu ne mai aducem aminte, dar reușiți peste tot să luați gunoi un timp util, ca acolo să nu se strângă haită de câini care să devoreze pe urmă lumea. Noi avem un grafic bine stabilit, ne place să ne abatem de la acest grafic și Doamne ferește, dacă se ivește ceva, găsim soluții ca până la sfârșitul programului oamenii să nu rămână cu deșeurile în fața blocului sau în fața porții. Este important să-ți respecti clientul, deoarece la sfârșitul lunii te duci cu o factură, iar acel client poate să spună, nu ți-a pe factura pentru că mi-ai prestat un serviciu. Și asta iarăși e o întrebare care cred că îi mulțumește pe stimații noștri telespectatori. Dacă, de exemplu, au un contract să le ridici de două ori gunoi pe săptămână și se întâmplă ca cu vara vin lubenițele pe penivet, gunoiul, mă rog, se umple mult mai repede decât în alte luni, mergeți și a treia oară și a patra oară? Nu, acum nu facem caz că mașina, omul respectiv are trecut în contract să se zice deșeu de două ori pe săptămână și poate o dată la una jumate, două ne solicită să mergem și a treia oară. Nu facem astfel de cazuri, deoarece poate și omul respectiv e cu facturile la zi sau avem situații când clienții plătesc și în avans, fără nicio problemă. Da. Pentru că suntem pe final de emisiune, spuneți-mi ce vă mai doriți sau care sunt așa insatisfacțiile? Că am vorbit și de lucruri frumoase și bune, dar fiecare om, așa cum spuneați că sunteți un perfecționist, normal că niciodată cred că nu sunteți mulțumit de ceea ce faceți și vreți mai mult. Nu, vreau să merg la un grătar și până ajung la acel grătar să mă uit în stânga și în dreapta să nu văd deșeuri. Vreau să văd... Să ne luați și pe noi, ca să facem cu cea mai mare plăcere. Cu cea mai mare plăcere. Vreau să merg pe marginea unei ape la pescuit cu prietenii și să nu văd că în loc de pescuit strâng din baltă sticle sau carton sau folie. Mă gândeam acum la Cerna, da? Că știți cum tot timpul Cerna e pe la televizor cu cei pe și ea. Vreau să văd momentul în care trebuie pe lângă un container selectivă părinți cu copii învățându-i cum să aruncă cu ce deșeurile.
Da, este de domeniul viitorului bun, să spunem așa. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri, că ați venit cu informații utile și nu pot să închei să nu vă întreb, gândiți să ne măriți taxa, că întotdeauna totul se raportează la bani, trăcușenii ce trebuie să știe? Foarte bună se întrebare. Mai mărește taxa? Nu, sau foarte nu? Bună întrebare. Multă lume, în momentul când am dat drumul la aceste plafoane subterane, inclusiv din Târgu Jiu sau Bumbești și Jiu acum, spuneau pe la colțuri, gata, fac această investiție ca și ne măresc tarifele sau vizare. De când este firma de salubrizare în municipiul Târgu Jiu sau în Bumbești Jiu, nu s-a mărit niciodată taxa de colectare și transport. Tariful, că noi avem tarif, nu avem taxa, tariful de colectare și transport. Singurul tarif care s-a modificat în ultimii 7 ani de zile, o singură dată, a fost cel de depozitare. De aceea se știe foarte bine că până în 2010 s-au aruncat deșeurile pe Jiu, la groapa veche de gunoi, iar din 2010 s-a dat drumul la un depozit ecologic, care normal este altceva, este alt tarif per tonă. Dar în 7 ani de zile nu am vorbit de majore. Lucru care se va întâmpla și în viitor, chiar dacă am face aceste investiții. Noi vă mulțumim și așteptăm să trăim în același oraș curat, pentru că dumneavoastră vegheați asupra acestui aspect. Și cred eu că, așa cum am mai spus și reamintesc, spiritul dumneavoastră tânăr face să fie posibil acest lucru. Noi, în general, avem la firma de salubrizare o echipă tânără. Avem și oameni înaintați ca vârstă, dar acei oameni ne ajută și ne-au învățat ce înseamnă salubrizarea. Păi da, că fiecare rămâne așa tânăr copil în interiorul Corect. Lui până la orice vârstă. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimatele spectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sper eu că am venit cu informații utile. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Numai bine, la revedere!